Bine ați venit, dragii mei, gata pentru a ne închina Domnului împreună cu bucuria punerii unul lângă celălalt al motivelor noastre de laudă și de mulțumire. Aceasta este frumusețea închinării noastre împreună, că ne unim și fiecare aduce motivul mulțumirii lui pentru ceea ce a însemnat prezența Domnului și ajutorul Domnului în viața lui. De aceea ne bucurăm atunci când venim în închinare împreună cu mulțumire și laudă, și este prilejul nostru în care, rugându-ne și închinându-ne împreună, să primim de la Dumnezeu resursa aceea duhovnicească cu care să continuăm umblarea noastră. Haideți să stăm cu așteptarea asta și să credem că Dumnezeu prezent între noi ne va binecuvânta și astăzi. Vă invit să vă ridicați și voi citi Psalmul 46. Cred că este potrivit în motivarea închinării noastre în vremea aceasta în care multe crize ne amenință, și haideți să ne oprim în prezența lui Dumnezeu, conștienți că El este Cel ce ține toate lucrurile cu mâna Lui. Domnul este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. De aceea nu ne temem, chiar dacă s-ar zgudui pământul și s-ar clătina munții în inima mărilor. Chiar dacă ar urla și ar spumega valurile mării și s-ar ridica până acolo de să se cutremure munții. Este un râu ale cărui izvoare înveselesc cetatea lui Dumnezeu, sfântul locaș al locuințelor celui preanalt. Dumnezeu este în mijlocul ei, ea nu se clatină. Dumnezeu o ajută în revărsatul zorilor, neamurile se frământă, împărățiile se clatină, dar glasul lui răsună și pământul se topește de groază. Domnul oștirilor este cu noi, Dumnezeul lui Iacob este un turn de scăpare pentru noi. Veniți și priviți lucrările Domnului, pustiirile pe care le-a făcut El pe pământ. El a pus capăt războaielor până la marginea pământului. El a sfărâmat arcul și a rupt sulița și a ars cu foc carele de război. Opriți-vă să știți că Eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamuri. Eu stăpânesc pe pământ. Domnul oștirilor este cu noi. Dumnezeul lui Iacob este un turn de scăpare pentru noi. Amin. Haideți în rugăciune. Oprirea noastră în această dimineață să mărturisească binecuvântarea, bogăția pe care o avem din faptul că El, Dumnezeu, care ține toate lucrurile, este Dumnezeul nostru și este prezent cu noi prin Duhul Său cel Sfânt. Să venim împreună în rugăciune. Doamne, Te lăudăm.
Domnului nostru, cântând împreună, lauda mea este pentru împăratul, nimeni nu-i ca el așa frumos. Sunt un mesager rătăcitor prin lume, sunt un călător spre patria de sus. Mi-am pus harpa mea în slujba unui nume, nume înălțat și minunat Iisus. Lauda mea e pentru împăratul, nimeni nu-i ca el așa frumos. Sfânt și bun n-a fost și nu e altul, ca-l meu mire drag Iisus Hristos. Lauda mea e pentru împăratul, nimeni nu-i ca el așa frumos. Sfânt și bun n-a fost și nu e altul, ca-l meu mire drag Iisus Hristos. Cum să nu-i cânt când cu atâta milă m-a luat în brațe când zăceam zdrobit, când celor din jur le inspiram doar silă, el m-a ridicat cu drag căci m-a iubit. Lauda mea e pentru împăratul, nimeni nu-i ca el așa frumos. Sfânt și bun n-a fost și nu e altul, ca-l meu mire drag Iisus Hristos. Lauda mea e pentru împăratul, nimeni nu-i ca el așa frumos. Sfânt și bun n-a fost și nu e altul, ca-l meu mire drag Iisus Hristos. Voi cânta mereu cât voi avea suflare și-l voi preamări căci m-a iubit nespus. Când mi-a fost mai greu în foc și în încercare, lângă mine a stat aproape doar Iisus. Lauda mea e pentru împăratul, nimeni nu-i ca el așa frumos. Sfânt și bun n-a fost și nu e altul, ca-l meu mire drag Iisus Hristos. Lauda mea e pentru împăratul, nimeni nu-i ca el așa frumos. Sfânt și bun n-a fost și nu e altul, ca-l meu mire drag Iisus Hristos. Spuneți tuturor să știe oricine de iubirea lui și al său belșug de har. Orice muritor ce sincer la el vine are viață în veci și mântuire-n dar. Lauda mea e pentru împăratul, nimeni nu-i ca el așa frumos. Sfânt și bun n-a fost și nu e altul, ca-l meu mire drag Iisus Hristos. Lauda mea e pentru împăratul, nimeni nu-i ca el așa frumos. Sfânt și bun n-a fost și nu e altul, ca-l meu mire drag Iisus Hristos. Fără o îndoială ați observat că esența psalmului 46 este Dumnezeu cu noi. Ne asigură binecuvântarea, protecția, trecerea biruitoare peste orice încercare. De aceea, dragii mei, aș vrea în închinarea noastră să avem în atenție, în așteptarea noastră, acest obiectiv. Doamne, vreau să rămâi în viața mea. Vreau să începem aceasta și să o facem în rugăciune ca biserică. Dumnezeu este în mijlocul ei, de aceea nu se clatină. Ca un râu ale cărui izvoare înveselesc în permanență.
înviorează în permanență, este prezența Lui. Haideți să ne oprim în dimineața aceasta, să-i spunem, Doamne, prezența Ta o dorim întotdeauna în biserica noastră. O dorim astăzi, când venim astăzi împreună ca biserică, Doamne, credem că ceea ce binecuvintează viața noastră este ceea ce se coboară de sus, ceea ce vine de la Tine, din prezența Ta. Te rugăm, dă-ne astăzi binecuvântarea prezenței Tale, din care să primim această resursă plină de har. Dar noi știm că binecuvântarea prezenței Domnului nu se limitează la orele petrecute în biserică, că Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, merge cu noi, merge cu tine acasă. Și orice ai fi lăsat acasă, faptul că te întorci cu prezența lui Dumnezeu, cu Cel care face orice clătinare să se liniștească, ești binecuvântat. Îndrăznește să-i spui astăzi, Doamne, mă bucur de prezența Ta aici și sunt plin de bucurie că Tu continui să fii cu mine la plecarea de aici. Mă însoțești acasă, mă însoțești la lucru săptămâna viitoare, mă însoțești la școală, mă însoțești în orice situație care vine în viața mea. Vreți să-L chemăm pe Dumnezeu în felul acesta, în care să-I spunem, Doamne, nu pot să mai trăiesc fără Tine, și în care să-I spunem, Doamne, nu vreau să mai trăiesc fără Tine. Așa e că sunt ceva diferențe între acestea. Uneori strigăm după Dumnezeu pentru că am ajuns în situațiile în care chiar nu mai avem soluții, nu mai știm ce să facem. Dar cred că este diferit să-ți fie dragă prezența lui Dumnezeu încât să poți să spui, Doamne, nu vreau să mai trăiesc fără Tine. Nu vreau să plec astăzi de aici dacă nu mergi Tu cu mine. Să poți să spui ca Moise, la momentul în care a spus, Domnul, îți dau binecuvântările promise, îți dau țara, îți voi asigura că nu vor fi vrăjmași care să vină să-ți o fure și îți voi da un înger care să fie cu tine, dar eu nu voi mai merge cu tine. La momentul acela Moise a spus, Doamne, prezența Ta îmi este precioasă, dacă nu mergi Tu cu mine, nu voi merge mai departe. Vreți să ne rugăm în această dimineață, Doamne, în atenția noastră, în centrul atenției noastre astăzi este prezența Ta. Te rugăm, lasă-o cu noi în dimineața aceasta la închinare și te rugăm, lasă să rămână cu noi, vino cu noi la plecarea de aici. Haideți să ridicați, să stăm înaintea Domnului și să ne închinăm în felul acesta. Doamne, îți mulțumim!
Haideți să reocupăm locurile și să continuăm închinarea noastră cântând acest psalm, conștienți de faptul că Dumnezeu este un ajutor care nu lipsește și cheia acestui verset este niciodată. Chiar și atunci când tu crezi că El lipsește, El este prezent acolo. Haideți să cântăm, Ești cu mine mereu, Doamne. Dumnezeu este adăpost și sprijin, un ajutor ce nu lipsește niciodată nevoi. El este locul meu de scăpare și cetățuia mea în care mă încred. Ești cu mine mereu, ești cu mine mereu. Orice ar veni pe brațul tău voi fi, ești cu mine mereu, ești cu mine mereu, ești cu mine mereu. Orice ar veni pe brațul tău voi fi, ești cu mine mereu. Fiindcă mă iubește, zice Domnul, voi fi cu El în strâmtorare, îl voi sprijini. Când mă va chema, îi voi răspunde. Sunt Emanuel, eu sunt Dumnezeu. Ești cu mine mereu, ești cu mine mereu. Orice ar veni pe brațul tău voi fi, ești cu mine mereu, ești cu mine mereu, ești cu mine mereu. Orice ar veni pe brațul tău voi fi, ești cu mine mereu. O mie să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta. Plătirea celor răi, dar de tine nu se va apropia. Ești cu mine mereu, ești cu mine mereu. Orice ar veni pe brațul tău voi fi, ești cu mine mereu, ești cu mine mereu, ești cu mine mereu. Orice ar veni pe brațul tău voi fi, ești cu mine mereu. Mulțumim, Doamne! Negreșit, războiul aproape de granița noastră și veștile despre el și consecințele și crizele generate de el sunt inevitabil în atenția noastră în vremea aceasta. Când ne oprim și știm că Domnul este Dumnezeu, psalmistul spune, El pune capăt războaielor. Singur El. El poate să oprească războiul acesta și dacă nu se oprește, El poate să dea biruință celor ce l-au pe El, indiferent care este raportul de forțe. Biruința în acest război va fi a celor care îl caută pe Domnul și îl au pe El. Vrem să ne rugăm pentru Ucraina în dimineața aceasta. Să ne rugăm cu așteptarea și cu credința, Doamne, Tu ești Cel ce poți să pui capăt războiului. De aceea acum când ești Tu între noi, nu mai căutăm alte soluții, ci Te rugăm pe Tine și ne încredem în Tine. Și mai știm, Doamne, că atunci când este război și oamenii Te caută și se încred în Tine, ei sunt victorioși. Pentru că atunci când războiul acesta este câștigat,
cel al alegerii și al păstrării prezenței tale, atunci nu mai este alt război care să ne înfrângă. Ne rugăm pentru Ucraina în felul acesta. Este o vreme în care Dumnezeu să se descopere multor oameni. Știm asta din slujbele care au loc aici, de la ora 2. Este cu noi un frate, fratele Vitalie, din zona de război din Ucraina. A venit și cu o nevoie de ajutor în vremea aceasta în care sunt încercați din pricina crizelor provocate de război, a caselor dărâmate, a refugierii oamenilor din anumite zone în altele. Ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze și mulți oameni să-L cunoască pe Dumnezeu, să-L aleagă pe Dumnezeu. Și toți cei care simțim efectele acestui război, într-un fel sau altul, haideți să-i spunem astăzi, Doamne, dacă biruința noastră în fața efectelor acestui război este prezența Ta cu noi, atunci vrem să rămânem victorioși. Fii Tu al nostru, binecuvintează-ne. Trecând prin aceste crize generate de război, deschide-ne ochii să Te cunoaște mai bine, mai mult pe Tine. Am vrea să ne rugăm special, am să-L invit pe fratele Vitalie aici și pe Iacob, că nu știe românește, și să-i spună ceva. Haideți aici în față, pentru că am vrea în rugăciunea aceasta să ne rugăm pentru fratele Vitalie. El ne va spune după aceea despre, sau hai să ne spună acum, că atunci când ne rugăm să știm și această nevoie a lor, Iacob spune fratelui Vitalie să ne împărtășească acum care este situația și nevoia lor și apoi să ne rugăm și să adăugăm mijlocirii noastre pentru situația aceasta de război, să adăugăm și rugăciunea pentru Vitalie și proiectul pe care ei l-au acum pentru a face față situației din război. Da? E ok, s-o pună. Și nu a dat-o? Cei de la computer, haideți să-l ajutați pe Vitalie, are o prezentare, da? Până când face el atunci aceasta, haideți să facem în ordinea în care am gândit la început, să ne ridicăm și să ne rugăm pentru situația aceasta, cu încrederea că Dumnezeu este Cel care face războiul să fie câștigat de cei ce l-au pe El și se încrede în El. Doamne, vrem să câștigăm din războiul acesta cunoașterea Ta mai mare, încrederea mai mare în Tine. Te rog să ne-o dai și nouă și mai ales celor ce sunt acum în front, care sunt acolo în locurile în care sunt chiar amenințați de război. Să ne rugăm împreună.
Vă invit să reocupați locurile și să păstrăm închinarea noastră înaintea lui Dumnezeu, vie, plăcută, rugându-ne ca El să lase prezența, călăuzirea și binecuvântarea Lui peste sufletele noastre. Elementul care ne aduce stabilitate într-o vreme de necaz, într-o vreme de strâmtorare, într-o vreme în care inimile sunt tulburate, este încrederea în Domnul. În momentul în care ai încredere în Domnul, indiferent ce se întâmplă în lumea aceasta, indiferent ce ar veni, te încrezi în El, pentru că este un cuvânt, printre multe altele, care spune atât de frumos că puii de leu duc lipsă și le este foame. Dar cei ce se încred în Domnul, spuneți dumneavoastră, nu vor duce lipsă de niciun bine. Să credem din toată inima lucrul acesta. Vreau să cântăm împreună o cântare care spune: mă încred în Tine, Doamne, orice ce s-ar întâmpla. Toată viața mea, Iisuse, Te voi binecuvânta. Mă încred în Tine, Doamne, orice ce s-ar întâmpla. Să fim conștienți de greutatea acestei afirmații pe care o facem cântând. Haideți să cântăm și să ne închinăm înaintea Domnului împreună. Pe oceanul infinit cu valuri grija m-a cuprins. Plutesc spre casă, obosit cu catargul zdrențuit. Lovit de valuri sunt mereu, dar mai nădăjduiesc. În Tine, Doamne, eu mă încred, pe Tine Te iubesc. Mă încred în Tine, Doamne, ori și ce s-ar întâmpla. Toată viața mea, Iisuse, Te voi binecuvânta. Mă încred în Tine, Doamne, ori și ce s-ar întâmpla. Toată viața mea, Iisuse, Te voi binecuvânta. Ajută-ne, Doamne, să Te binecuvântăm în orice vreme existenței noastre. Amin. Pe oceanul infinit cu valuri noaptea m-a cuprins. Plutesc spre casă, obosit sunt, deznădăjduit. Privesc în noapte, singur sunt, n-am niciun ajutor. Lovit de valuri sunt, Iisus, vino, fii salvator. Mă încred în Tine, Doamne, orice ce s-ar întâmpla. Toată viața mea, Iisuse, Te voi binecuvânta. Mă încred în Tine, Doamne, ori și ce s-ar întâmpla. Toată viața mea, Iisuse, Te voi binecuvânta. Depărtări zăresc lumină, acolo eu plutesc, acolo vreau să ancorez pe malul Tău ceresc. În depărtări zăresc lumina, acolo eu plutesc, acolo vreau să ancorez pe malul Tău ceresc. Voi înfrunta orice necaz, eu nu mă îndoiesc, căci Tu ești salvatorul meu, prin Tine eu trăiesc. Mă încred în Tine, Doamne, ori și ce s-ar întâmpla. Toată viața mea, Iisuse, Te voi binecuvânta. Mă încred în Tine, Doamne, ori și ce s-ar întâmpla. Toată viața mea, Iisuse, Te voi binecuvânta. Mă încred,
s-ar întâmpla, toată viața mea, Iisuse, te voi binecuvânta. Toată viața mea, Iisuse, te voi binecuvânta. Ajută-ne, Doamne, să ne încredem în Tine. Amin. Dragii mei, cu această încredere vrem să continuăm închinarea noastră aducând înaintea Domnului pe cei ce sunt încercați în vremea aceasta, cu suferință, cu boală, și vă invit să ne ridicăm. O să rog să afișeze lista cu aceștia și eu doar vi amintesc pe cei pe care îi purtăm în rugăciune și așteptăm răspunsul lui Dumnezeu. Este vorba de Ștefan, este revenit de la spitalul din Turcia pentru că nu era soluție medicală pentru salvarea lui, dar credem că Dumnezeu poate. Credem că El poate să îl poarte, să-l vindece. Să ne rugăm pentru Lavinia. Urmează tratamentul în urma operației. Credem că Dumnezeu cu atingerea Lui îi dă vindecare Laviniei. Așa că mărturia numelui Domnului și al puterii Domnului să fie cu ea. Să continuăm să ne rugăm pentru Irina și biruința Domnului în viața ei, pentru frați și surori în vârstă, pentru Rick Cunningham, este în spital, ne rugăm ca Domnul să-i dea har și binecuvântare. Ca să ne unim în rugăciunea aceasta, le invit pe Nicu Văduva la microfon să conducă glasul rugăciunii noastre și haideți uniți cu el să așteptăm cu credință ca Dumnezeu să lucreze și în viața acestor oameni, ridicându-i din valul în care se găsesc. Stăm în prezența Ta în numele Domnului Iisus Hristos și îți mulțumim că ne-ai dat har. Mulțumim că ne-ai binecuvântat și ne-ai dat biruință, Doamne, și în săptămâna aceasta care am încheiat-o. Acum, Doamne, Te rugăm în numele Domnului Iisus Hristos pentru cei în suferință, pentru cei bolnavi, Doamne, pentru cei care sunt acasă sau în spital pe un pat de suferință. Doamne, întinde-ți mâna Ta, lasă binecuvântarea Ta, călăuzirea Ta, atingerea Ta, ungerea Ta în dreptul lor a fiecăruia, Doamne. Venim cu încredere că Tu ești Jehova Rafa, Tu ești Dumnezeu care vindeci, Tu ești Dumnezeu atotputernic, Doamne, și Te rugăm, întinde-ți mâna Ta peste Lavinia, Doamne, și lasă binecuvântare în dreptul ei, Doamne, și lasă biruință în dreptul ei, Doamne. Te rugăm, călăuzești-o Tu mai departe, Doamne. Te rugăm pentru Lidia, pentru mama ei, să o întărești, Doamne. Să-i dai biruință, să-i dai ungere proaspătă, Doamne. Să-și ațintească privirea spre Tine și cu încredere, Doamne Dumnezeule, să strige la Tine că Tu ești Dumnezeul nostru. Tu ești Cel care întotdeauna, Doamne, ne-ai purtat de grijă și ne-ai călăuzit pașii, Doamne. Te rugăm pentru Irina, întinde-ți mâna și peste ea, Doamne. Dă-i biruință acolo unde se află, Doamne. Ajută-o, Doamne Dumnezeule, să-și țintească privirea spre Tine, Doamne, și cu credință chemăm numele Tău peste ea, Doamne. Te rugăm pentru Ștefan Pandelică, Doamne, îl aducem înaintea Ta, Doamne, chiar dacă a fost dat acasă, Doamne, pentru că medicii nu mai pot să facă nimic. Te rugăm pe Tine, întinde-ți mâna, Medicule Suprem, și lasă biruință în dreptul lui și lasă vindecare, călăuzire, Doamne. Ajută-l, Doamne, întărește-i părinții, Doamne, lasă biruința Ta, călăuzirea Ta, Doamne, în numele Fiului Tău și meritele Lui Te rugăm, ascultă-ne rugăciunea, Doamne. Te rugăm pentru Rick, care a slujit în biserica noastră zeci de ani, Doamne, întinde-ți mâna peste el și soția lui, Doamne, lasă biruință în dreptul lor, Doamne, lasă călăuzirea, protecția Ta, vindecarea Ta peste ei, Doamne, în îndurarea Ta, Te rog, condu-i mai departe, Doamne. Ajută-i să-și ațintească privirea spre Tine și cu credință să meargă înainte, Doamne, și îți mulțumim. Te rugăm pentru Ileana să lași binecuvântare, vindecare în dreptul ei, Doamne, ascultă-ne rugăciunea. Te rugăm pentru frați, surori în vârstă, Doamne, ascultă-ne, întinde-ți mâna și lasă înviorare, lasă binecuvântare și călăuzire, Doamne. Îți mulțumim că mâna Ta este cea care îi binecuvântă mai departe și numele Tău să fie slăvit, binecuvântat de acum și până în veci. Amin. Ocupați locurile și haideți să continuăm cu o cântare de laudă.
Dacă tot am chemat mâna Domnului în rugăciune, haideți să și cântăm despre mâna Domnului care ne poate păzi în încercări, care ne poate păzi în noaptea grea. Și poate să fie valul înalt, El este acela care ține corabia vieții noastre. Privesc bolta înstelată, ce-i întinsă sus, mă cuprind în dor să merg înspre Iisus. Sunt ca Petru ce-a pornit pe val, se scufunda mâna mea, vreau să o simt în mâna ta. Mâna ta, Doamne, m-a scăpat din noaptea grea. Mâna ta, Doamne, mă păzește noaptea grea. Și poate fi valul înalt, tu ții corabia mea. Mâna ta, Doamne, mă va purta. Și poate fi valul înalt, tu ții corabia mea. Mâna ta, Doamne, mă va purta. Când șuvoaiele înspumate vin deasupra mea și când vântul rău m-aruncă la pământ, deși inima mi se oprește în loc, eu nu mă tem, mâna mea, vreau să o țin în mâna ta. Mâna ta, Doamne, m-a scăpat din noaptea grea. Mâna ta, Doamne, mă păzește noaptea grea. Și poate fi ții corabia mea, mâna ta, Doamne, mă va purta. Și poate fi valul înalt, tu ții corabia mea, mâna ta, Doamne, mă va purta. Mâine dincolo de noapte, în zori de zi, voi deschide ochii printre galaxii. Și-am să strig slăvit să fii și azi și în veșnicii. Mâna mea, vreau să țin în mâna ta. Mâna ta, Doamne, m-a scăpat din noaptea grea. Mâna ta, Doamne, mă păzește noaptea rea. Și poate fi valul înalt, tu ții corabia mea. Mâna ta, Doamne, mă va purta. Și poate fi valul înalt, tu ții corabia mea, mâna ta, Doamne, mă va purta. Mâna ta, mâna ta, Doamne, printre stele m-a purtat. Mâna ta, Doamne, mă conduce în țara ta. Dar mâna ta va așeza pe cap coroana cea grea. Mâna ta, Doamne, mă va purta. Dar mâna ta va așeza pe cap coroana cea grea. Mâna ta, Doamne, ne va purta. Haideți să ascultăm mărturia fratelui Vitalie și după aceea să
aducem închinarea noastră și cu dărnicia noastră dedicată în dimineața aceasta sprijinirii lucrării pe care eu o fac acolo pentru a face față situației de război. Vă rog, fraților. Дорога церква, діти Божі, скажемо слава Ісусу Христу. Скупа бісерика Домнului, спонем слава Домнului. Великий вам привіт із України. Un salut caldoros din Ucraina. Ми коли з братом їхали сюди в ваше місто, наш єпископ Роман Васильович передавав щирий християнський привіт для вашої церкви, там де ми будемо, він передавав вітання. Când ne-am pornit spre voi, episcopul nostru, Roman Vasilievici, v-a trimis salutul călduros. Дуже приємно бути серед братів та сестер. Este foarte plăcut să fim în mijlocul vostru. Я то нічого не розумію по-румунськи, але в дусі відчуваю, що тут є люди, які люблять Бога. Eu nu înțeleg nimic, chiar nimic, dar în Duhul simt că acești oameni sunt oamenii lui Dumnezeu. І хочемо вам дуже щиро подякувати за те, що в такі складні часи для України Румунія є поруч із нами. Și vrem să vă mulțumim că într-un acest timp foarte complicat pentru noi ați fost alături totdeauna. Вже більше як 9 місяців іде повномасштабна війна в нас на Україні. Mai mult de 9 luni merge un război foarte crâncen în Ucraina. І з перших днів, коли ми організувалися і мали такий офіс, мали такий комітет у нашому об'єднанні, в нашій області. Și din primele zile când în comitetul nostru am avut o hotărâre de când s-a început războiul. І почали служити Україні, почали служити людям, які мали в цьому потребу. Și am început să slujim oamenilor care erau cei mai nevoiași. І так я був членом цього комітету, я був в цьому офісі, і я замітив і побачив, що Румунія – це є одна із тих країн, яка найбільше відокнулась і нам допомогла. Și eu fiind într acest comitet, am văzut că frații din România au fost cei mai aproape. І ми хочемо вам подякувати за те, що ви підставили в своє плече і були великим Божим благословенням для нас, для нашого народу і для України. Vrem să vă mulțumim că ați pus umărul și ați fost totdeauna de ajutor pentru noi. Бог разом із вами допоміг зробити дуже багато роботи. Dumnezeu prin voi ne-a ajutat să facem multe lucruri mari. Тільки через наш офіс, через наш фонд руки милості перейшло більше 5000 тонн гуманітарної допомоги по Україні. Prin organizația noastră a trecut mai mult de 5000 de tone de ajutorare. Тільки в нашому офісі було організовано більше як 1000 волонтерів. Din organizația noastră au fost pregătiți mai mult de 1000 de voluntari. Бог допоміг евакуювати більше 2500 людей із зони бойових дій. Folosindu-te de noi, adică am fost la îndemână celor oameni care au avut nevoie să fie evacuați. Mai mult de 2500 de oameni am evacuat. І ми вдячні Богу за те, що в нас є брати і сестри тут в Румунії. Și suntem mulțumitori că frații și surorile de aici din România, які в такі надзвичайно складні часи для України, ви пам'ятаєте про нас, ви любите наш народ. Când așa un timp de critic, voi nu ați uitat de noi, nu ați uitat că aveți frații în Ucraina. І хай Бог крясно благословить. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Воздасть вам стократно. Să vă întoarcă de 100 de ori mai mult. І просимо, щоб ви надалі були разом із нами, підтримували нас молитовно, тому що ми сьогодні маємо дуже велику потребу в цьому.
Și avem nevoie mai mult ca în rugăciune să ne purtați în toate aceste momente critice. Я несу служіння в селі, в невеличкій церкві біля Чернівців. Eu sunt slujitor într-o biserică dintr-un sat în apropierea Cernăuțului. І коли ці почалися воєнні дії, дуже багато людей їхало саме в Чернівці, Чернівецьку область для того, щоб або зупинитися в нас, або далі їхати в Європу. Și când s-a început războiul, Cernăuța a fost o zonă, unica zonă care a fost lovită și toți veneau la noi. І дотепер в нашу церкву приходить регулярно, постійно дуже багато, біля 100 переселенців. Și în biserica noastră avem totdeauna în jur de 100 de refugiați care vin, trec, merg mai departe sau care va rămâne. І ми їм служимо, їм проповідуємо, допомагаємо тими продуктами, які ми отримуємо від вас. Și noi le predicăm Evanghelia și le ajutăm cu produse alimentare care le dați și voi. Люди почали приймати Ісуса Христа в своє серце, вступають в завіт і приймають святе водохрещення. Mulți oameni s-au pocăit și au primit botezul. І хочу сказати, що ця війна, яка зараз на Україні, și vreau să spun că acest război care este acum în Ucraina, звичайно, що нам сумно, нам тяжко, нам дуже трудно. Din punct de vedere omenesc, nouă ne este foarte complicat, foarte dificil. Але я бачу, що Бог робить свою роботу через цю війну в серцях як і віруючих людей, так і невіруючих людей. Dar Dumnezeu își face lucrarea Lui și în inimile oamenilor credincioși și a celor necredincioși. Тому що для нас, віруючих людей, це такий час, коли ми аналізуємо своє життя, переосмислюємо наші цінності. Pentru noi credincioși, între acest timp, noi ne analizăm starea noastră sufletească. Analizăm свої відносини з Богом, наскільки ми готові до другого приходу Ісуса Христа. Și aici putem analiza relația noastră cu Dumnezeu. Suntem noi gata, adică să întâmpinem pe Hristos? Чи ми не є в цій суеті, чи ми маємо правильні пріоритети, правильні цінності в житті віруючих людей? Sau noi poate ne-am încurcat cu niște lucruri care sunt așa mai pământești. І звичайно, що Бог робить велику роботу над невіруючими людьми. Și Dumnezeu face o mare lucrare și pentru oamenii necredincioși. Вони приїжджають із східної України до нас на Западну Україну. Ei vin din zona de război aici la noi, la nord. І ми їм проповідуємо Євангелію. Și noi le predicăm Evanghelia. Весною я мав можливість бути в Араді із нашою делегацією з України. Primăvara am fost la Oradea. І коли ми розмовляли із нашими українськими переселенцями, які живуть тут у вас в Румунії. Și când am vorbit cu refugiații care erau aici în România. Які втекли зі сходу України до вас в Румунію. Care au fugit din zona de război la voi în România. Я був здивований, що вони мені розказували. Eu am fost șocat așa într-un fel ce îmi povesteau ei. Що аж тепер при таких умовах в Румунії вони вперше почали читати Біблію. Că acum, prima dată în viață, când au ajuns în România, au început să citească Biblia. Це велика робота, яку Бог робить в серцях віруючих людей і невіруючих людей. Aceasta este o lucrare mare care Dumnezeu face și în inimile credincioșilor și a celor necredincioși. Брати і сестри, хочу побажати вам. Frați și surori, vreau să vă doresc ваші сім'ї, ваші родини, вашим фамілії, дочкам велике Боже благословення. O mare binecuvântare. Хай ваших сім'я буде затишок. Să fie în familia voastră liniște. Щоб ваше життя було успішним. Ca voi să aveți succes. Щоб у ваших домах панував мир Божий. În casele voastre să fie pace. Хай Бог береже ваші сім'ї, ваші родини. Dumnezeu să vă păzească familiile voastre, copiii dumneavoastră. Хай Бог береже вашу країну. Dumnezeu să vă păzească țara voastră. Пам'ятайте, що Бог сильно любить вас. Și să nu uitați că Dumnezeu foarte mult vă iubește. І на пам'ять я би хотів залишити дуже відомий нам вірш із Біблії, який говорить так. Și vreau să vă las un verset spre amintire, care spune așa. І мир Божий, який вищий від усякого розуму. Și pacea lui Dumnezeu, care este mai presus de orice înțelepciune. Хай береже ваші серця та ваші думки у Христі Ісусі. Să vă păzească inimile.
Хай Бог рясно благословить вас, дорогі діточки, молодь, постарші люди. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Primiți вітання з України і дякуємо за те, що ви є поруч із нами і служите українському народу. Primiți salutul bisericilor din Ucraina și vrem să vă mulțumim pentru tot ce ați făcut. Amin. Якщо можна, ми презентацію, якщо можна. Дорогі друзі, брати і сестри. Dumnezeu să vă binecuvinteze, dragi prieteni, frați și surori. Mulțumim lui Dumnezeu pentru voi, pentru că ne-ați fost alături de la începutul războiului. Astăzi suntem într-un loc în care se construiesc case pentru cei nevoiași. Și vrem să vă mulțumim fiecăruia din voi pentru generozitate, pentru inima voastră bună și pentru că ne sunteți alături în această lucrare. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare dintre voi și să vă răsplătească. Vă salut, dragi prieteni, frați și surori. Fie ca pacea lui Dumnezeu să domnească în fiecare casă și în fiecare inimă. De mai bine de 9 luni, în Ucraina se desfășoară un război la scară largă. Și Dumnezeu ne-a pus pe inimă să începem să construim aceste 6 case pentru nevoiași. Și noi, cu pași mici, mergem înainte. Cărămidă cu cărămidă sunt așezate pe acest zid ca să poată fi case pentru familii în care să desfășoare grija pentru copii și râsul lor. Vrem să vă mulțumim din suflet pentru că ne-ați fost alături într-o perioadă atât de dificilă. Ne ajutați în diferite moduri și o simțim lucrul acesta. Profitând de această oportunitate, dorim să apelăm la dumneavoastră pentru ajutor. Vrem să punem un acoperiș pe aceste case înainte de începutul iernii, iar pentru aceasta avem nevoie de finanțe. Prin urmare, vom fi recunoscători fiecăruia dintre voi dacă veți continua să ne susțineți prin donarea de fonduri. Domnul să vă răsplătească pentru bunătatea și dărnicia voastră. Binecuvântări! Dragii mei, așa cum spuneam, vrem să adăugăm închinării noastre dărnicia în această dimineață, recunoscând că Dumnezeu ne este izvorul tuturor resurselor și dărnicia aceasta să o dedicăm sprijinului acestui proiect în care caută refacerea adăposturilor caselor pentru cei care, a căror case au fost afectate de război. Haideți să cântăm împreună, să dăruim. Și apoi vrem să ne rugăm ca Dumnezeu să-l binecuvinteze pe fratele Vitalie, să binecuvinteze cu resurse, să mulțească resursele acestea. Atunci când dăruim, Pavel spune că Dumnezeu face ca puținul nostru să fie înmulțit, așa încât Dumnezeu lucrează și binecuvintează prin el. Va dispărea boala și neputința, va veni o zi în care va dispărea războiul, va veni o zi în care toți aleșii Domnului vom cânta un imn de slavă Mielului. Haideți să cântăm împreună cântarea aceasta. Va veni o zi în care toți aleșii Domnului vor cânta un imn de slavă Mielului. Ziua aceea nu-i departe, pregătiți-vă de acum, nu uitați că ziua aceea e pe drum. Ce minune va fi când Domnul va veni, toți aleșii Domnului cu el vom fi. Vei fi și tu acolo la masa Domnului, pregătește-te că ziua e pe drum. Ce minune! Ce minune va fi când Domnul va veni, toți aleșii Domnului cu el vom fi. Vei fi și tu, vei fi și tu acolo la masa Domnului, pregătește-te că ziua e pe drum. După toată alergarea, fericit vei fi și tu, vei primi cununa slavei lui Iisus. După
După toată alergarea, fericit vei fi și tu, vei primi cununa slavei lui Iisus. Pregătește-te acum până încă mai e car, nu lăsa să treacă timpul în zadar. Ce minune va fi când Domnul va veni, toți aleși și Domnului cu el vom fi. Vei fi și tu acolo la masa Domnului, pregătește-te că ziua e pe drum. Ce minune! Ce minune va fi când Domnul va veni, toți aleși și Domnului cu el vom fi. Vei fi și tu acolo la masa Domnului, pregătește-te că ziua e pe drum. Pregătește-te că ziua e pe drum. Și Duhul și Mireasa strigă amin. Vino Doamne Iisuse, și biserica vestea bună strigă din toată inima: Maranata, vino Doamne Iisuse, amin. Să ne rugăm pentru lucrarea aceasta, să ne rugăm pentru fratele Vitalie care o reprezintă acum aici, îl invit și pe Ciprian aici alături de noi. Noi ne punem mâinile peste Vitalie, dar o facem ca semn de asociere cu el, a noastră, a tuturor, și în rugăciune și în așteptarea ca Dumnezeu să binecuvinteze mai departe efortul lor și să aducă binecuvântare și har tuturor celor care sunt în ecaz în vremea aceasta. Doamne, stăm în prezența Ta astăzi. Să-Ți mulțumim pentru că în orice necaz prezența Ta ne poate aduce binecuvântare. Să-Ți mulțumim pentru fratele Vitalie, alături de care putem să stăm astăzi în necazul acesta, simțind cu el, cu poporul lui și cu necazul prin care trece. Doamne, ne rugăm să lași puterea Ta în finalizarea, în terminarea acestui război. Și până atunci să lași protecția Ta, Doamne, pentru oameni nevinovați care ajung fără adăpost, care sunt răniți, care mor și care își pierd pe cei dragi, Doamne. Ne rugăm să pui capăt acestui lucru. Ne rugăm să binecuvintezi pe Vitalie, Doamne, și pe toți frații care s-au unit în proiectul acesta de refacere a adăposturilor, a caselor celor care au rămas pe drumuri. Binecuvintează-i. Doamne, mă rog să-i însoțești în drumul acesta al găsirii resurselor. Deschide inima oamenilor. Și fă, Doamne, ca din prisosul nostru să fim binecuvântare pentru ei în vremea aceasta. Știm că Tu poți să faci resursele noastre limitate, Doamne, să devină un izvor de binecuvântare și de har. De aceea ne rugăm astăzi, folosește, Doamne, și darul nostru pentru ca lucrarea aceasta să se împlinească. Încredințăm în mâna Ta pe fratele Vitalie și întreaga lucrare, Doamne, pe care ei o fac. Lasă să vadă puterea Ta, binecuvântarea Ta, măreția și slava Ta și în această situație. Și noi îți mulțumim și Te lăudăm. Amin. Fii binecuvântat, Vitalie, Domnul să fie cu tine. Ocupați locurile, dragii mei, și am vrea să ne unim cu cel mai tânăr cor al bisericii. Haideți să ne unim cu ei în laudă, aducându-i toată cinstea Domnului.
Mulțumim, Domnul, să vă binecuvinteze mai departe în slujirea voastră. Dragii mei, când suntem împreună la închinare, este și ocazia în care să ne binecuvântăm unii pe alții. Și un prilej al binecuvântării rostite pentru ceilalți este atunci când un nou născut este adus înaintea lui Dumnezeu. Beni și Maria Pănican sunt cu noi astăzi, aducând-o pe Eva înaintea lui Dumnezeu. Am să-i rog să vină aici în față, uite aici chiar la locurile, să stea cu fața spre noi, aducând-o pe Eva înaintea noastră pentru a rosti binecuvântarea lui Dumnezeu. Dragii mei, când Dumnezeu a învățat pe Moise cum să binecuvinteze pe copiii lui Israel, credem că Dumnezeu, care știe ce poate să aducă cu adevărat binecuvântare în viața copiilor și a părinților care îi cresc, este cuprins în ceea ce l-a învățat pe Moise. De aceea folosim frecvent această rugăciune pe care Dumnezeu l-a învățat pe Moise: Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să-ți arate îndurare. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pace. Dumnezeu a știut că părinții, copiii, au nevoie, pe lângă toată responsabilitatea pe care și-ar asuma-o părinții în creșterea lor, au nevoie de o protecție supranaturală. Că împotriva lor, că în viața lor pot să vină obstacole care nu pot fi învinse de brațul limitat al părinților și de puterea prea mică a copiilor. De aceea Dumnezeu păzește supranatural, cu scutul său puternic, pe cei ce se încred în El. Aceasta e binecuvântarea pe care o rostim peste Eva astăzi. Apoi Dumnezeu știe că toți avem nevoie de îndurarea lui Dumnezeu, că omul căzut nu poate să se ridice la planul pe care Dumnezeu l-a avut pentru viața lui decât prin îndurarea și prin jertfa lui Hristos. Ne rugăm ca Dumnezeu să facă să lumineze fața lui peste Eva și să-L primească pe Hristos. Atunci când va crește, să aleagă ca îndurarea Domnului să-i aducă și ei mântuire, să-i aducă har și să fie parte a poporului lui Dumnezeu, salvat și mântuit. Și apoi ne rugăm ca Dumnezeu să reverse pace peste Eva. Pace în inima ei. Nici o îngrijorare, nici un factor emoțional să nu o împiedice în dezvoltarea ei. Dumnezeu să o binecuvinteze. Dumnezeu să lase să aibă, să crească cu sănătate emoțională și în relația cu ceilalți, în relaționarea cu ceilalți, începând cu părinții, cu frații mai mari. Ne rugăm ca Dumnezeu să o binecuvinteze, să se coboare pacea Domnului peste ea. Haideți să ne unim. În timp ce ne unim în rugăciune, dragii mei, să știți că binecuvântarea Domnului se coboară și e un secret. În locul în care Dumnezeu revarsă binecuvântarea, sunt binecuvântați cei ce se află acolo. Nu fiți deranjați când vin părinții cu copiii la binecuvântare, că este o ocazie specială pentru noi toți să primim binecuvântarea lui Dumnezeu. Haideți să ridicați, să stăm cu așteptarea aceasta pentru Eva, pentru Beni și Maria și întreaga lor familie, dar și pentru noi toți. Domnul să ne binecuvinteze cu prezența sa. Atunci când auziți numele Evei, nu ezitați să vă uniți spunând: așa să fie, Doamne, binecuvintează-o. Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, Eva. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Eva. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Eva. Amin. O, Doamne, îți mulțumim pentru prezența cu noi în această dimineață. Doamne, prezența ta în mijlocul nostru coboară cu binecuvântări cerești. Și de aceea suntem întotdeauna bucuroși
și prețuim, Doamne, timpul acesta al închinării noastre împreună, fiindcă Tu reverși din cer resursele binecuvântate și nemăsurate pentru noi. Îți mulțumim că astăzi, Doamne, cobori cu binecuvântarea Ta peste Eva. Și părinții ei au adus-o, Doamne, să o dedice brațului Tău și purtării Tale de grijă, astfel ca brațele lor limitate și puterea lor limitată să fie întărită de puterea Ta supranaturală. Doamne, ne rugăm să lași protecția Ta peste Eva. Nimic să nu o poată afecta, nimic să nu o poată împiedica din creșterea ei sănătoasă, din dezvoltarea ei, Doamne, și fizică, și intelectuală, și emoțională, și mai ales, Doamne, ne rugăm să crească spiritual, cu fiecare etapă a vieții ei, să Te cunoască mai de aproape și să trăiască prin Tine, primind harul Tău, primind mântuirea Ta, slujindu-Te pe Tine, binecuvintează-o pe Eva. Doamne, ne rugăm să lași pacea Ta peste ea. Și în emoțiile ei și în sentimentele ei, Doamne, și în echilibrul ei emoțional, puterea Ta să lase întotdeauna pace. Și să crească, Doamne, găsind puterea și resursele de a se relaționa cu părinții ei în ascultare, cu frații ei, Doamne, în unire, în permanență, cu cei din jurul ei, Doamne, în trăirea și în creșterea, Doamne, fără niciun complex. Întărește-o prin har și binecuvintează-o. Binecuvintează-l pe Beni. Doamne, chemăm numele Tău peste el. Acum când se adaugă al treilea copil familiei lor, mă rog, Doamne, să lași puterea Ta peste el. Brațul lui să fie întărit de puterea Ta. Alegerile lui să fie călăuzite, conduse de înțelepciunea Ta. Și binecuvintează-l, Doamne, ca tată care să fie un model pentru copiii lui, care să-i conducă spre Tine și să-și conducă întreaga familie în închinare și laudă pentru numele Tău. Ne rugăm pentru Maria, Doamne, întărește-o. Binecuvintează-o și fă o mamă plină de înțelepciune, de răbdare, de putere pentru copiii ei. Întărește-o, Doamne, în creșterea Evei acum. Nimic să nu împiedice, Doamne, grija și ajutorul pe care îl dă Evei în creșterea ei. Binecuvintează-i frații mai mari. Doamne, lasă puterea Ta peste ei. Numele Tău să-i întărească, să-i sprijinească. Credem că Tu ești prezent în casa lor și de aceea binecuvântați de Tine și Eva și ei toți, Doamne, vor primi din belșug tot ceea ce înseamnă binecuvântarea Ta pentru ei. Amin. Ocupați locurile și haideți să ne unim cu corul, ei vor rosti binecuvântarea pentru Eva în cântec și noi ne vom uni cu ei. Domnul să-ți fie despărtarea ta.
bucuria Domnului să fie cu Eva, cu casa ei, cu noi toți. Dragii mei, ne bucurăm atât de mult în dimineața aceasta și pentru că în mijlocul nostru este un grup de slujitori, este vorba de fratele Mark din Statele Unite, cu un grup de surori care alături de Bread of Life au slujit, au slujit celor care sunt la Bread of Life, au slujit cu ei celor din Ucraina. Îl invit pe Mark să aducă un cuvânt, o mărturie despre cum Dumnezeu i-a însoțit în lucrarea aceasta și apoi grupul de surori vor lăuda pe Domnul cu o cântare împreună. Good morning. Bună dimineața și pace. I just wanted to come by today and say thank you. Aș vrea mai întâi să vă mulțumesc. Thank you for being faithful to the word. Să vă mulțumesc pentru faptul că ați rămas credincioși cuvântului lui Dumnezeu. Thank you for being faithful to the young people from the youth transition program. Că ați rămas credincioși față de lucrarea cu tineretul. Thank you for being faithful to my friend Eileen and Roxana. Și că ați rămas credincioși în lucrarea pe care familia Pănican, Alin și Roxana o fac în mijlocul vostru. Thank you for being a part of the kingdom of God. Mulțumesc că ați rămas o parte a lucrării împărăției lui Dumnezeu. And I want to say thank you for a Russian man who I've never met. Și aș vrea să ne exprimăm recunoștința și față de un cetățean rus pe care nu l-am întâlnit niciodată. His name is Yevgeny Luzin. Numele lui este Yevgeny Luzin. Because of your faithfulness and love, datorită credincioșiei și dragostei voastre, this man heard the gospel of Jesus Christ. Acest om a ajuns să audă Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. You may not know his name, poate nu vă e cunoscut după nume, but you may have heard his story. Dar s-ar putea să fie auzit povestea vieții lui. When I landed this week on Thursday, Eileen received a story. Săptămâna asta, miercuri, am auzit și noi ce i s-a întâmplat. The story was about this man. The story was about this man who was a part of the Wagner group as a mercenary. Am aflat despre acest om că era un soldat în trupele Wagner, acea armată privată care acționează în teatrele de operații din Ucraina. He came into Ukraine. Și a venit să lupte în Ucraina. And did not want to fight anymore. Dar la un moment dat a decis să nu mai lupte. He surrendered to the Ukrainian army. Și s-a predat armatei ucrainene. And he was then imprisoned. Și bineînțeles că a ajuns în închisoare. While he was in prison, dar când era acolo în închisoare, a Ukrainian chaplain came to visit him. Un capelan ucrainean a venit să-l viziteze. The Ukrainian chaplain did not give him a paper Bible. Capelanul nu a avut să-i dea o Biblie în format tipărit. He gave him a device that he could listen to the Bible. Dar i-a dat un dispozitiv digital cu care să audă Evanghelia. This man listened to the Bible over and over. Și omul acesta a tot ascultat textul citit al Scripturii mereu și mereu. The battery would go dead and he would ask for it to be charged again. I se termina bateria și cerea ca acel dispozitiv să-i fie mereu reîncărcat. On November the 12th this month, luna aceasta, în 12, în data de 12, you may have seen this man on TV as he was executed by the Russians. S-ar putea să-l fi văzut la știri pe omul acesta în timp ce era executat de conaționalii săi, de ruși. He was part of a prisoner swap and he was sent back to Russia. El a fost partea unui schimb de prizonieri și prin acest schimb de prizonieri a fost returnat trupelor ruse. So why am I thanking you on behalf of him?
Și de ce oare vă mulțumesc astăzi dumneavoastră în numele lui? You see, a few months ago there were ministries in America who wanted to send things here. În urmă cu câteva luni, câteva organizații misionare americane s-au grupat ca să trimită niște ajutoare în partea aceasta a lumii. In Touch Ministries, Charles Stanley. Organizația misionară lui Charles Stanley. Reached out to a ministry who makes devices to play the Bible. A furnizat resurse unei instituții care pune la dispoziție Biblia în format digital. That ministry reached out to a ministry who has the Bible files for the digital. Și această organizație, această instituție deține foarte multe fișiere, probabil audio, ale Scripturii. That ministry asked another ministry, can you get these to Ukraine? Și această organizație misionară, prin intermediul alte organizații misionare, a trimis Biblia în format audio către Ucraina. That ministry contacted me. Acea organizație misionară m-a contactat pe mine. Do you know anyone who could help us? Și m-a întrebat, știi pe cineva care ne poate ajuta astfel încât să transmită aceste fișiere? And without asking, I said yes. Și fără să am prea multe resurse la dispoziție, am spus da. My friend Aline can help. Da, prietenul meu Aline din România poate ajuta. So Bread of Life and Aline and George and Eddie and Cataline and the boys and the young ladies from the Youth Transition Program played a part in bringing these devices into Romania. Astfel încât Fundația Bread of Life, prin exponenții pe care i-are aici în biserică, Alin, George, Cătălin Solcan și ceilalți băieți și lucrători, angajații ei fundației, au lucrat împreună pentru ca Biblia să ajungă în Ucraina. The boxes were received, they were moved, they were put on trucks. Eddie drove the truck to the border. Au sosit cutiile cu dispozitive, Eddie Pănican le-a încărcat într-un camion și le-a dus până la graniță. Another ministry picked them up and took them on into the military. Și o altă organizație misionară le-a preluat de acolo și le-a dus către armata ucraineană. Finally they were in the hands of the Ukrainian chaplain. Și în felul acesta au ajuns în mâinile acelui capelan ucrainean. And because of your faithfulness, și datorită credincioșiei voastre, because of your long history of being a missions-minded church, datorită orientării misionare a bisericii acesteia, because of your support of Eileen and Roxana, datorită sprijinului pe care îl ați acordat lui Aline și Roxanei, because of your love for the lost, datorită dragostei voastre pentru cei pierduți. You played a part in the gospel reaching a man who was facing death. Ați jucat un rol fundamental în acest parcurs al evangheliei către cei pierduți care au nevoie de ea. I want to say thank you. Și vreau să vă mulțumesc pentru acest lucru. Thank you, thank you, thank you. Multe mulțumiri. Together we can reach the world for Jesus Christ. Numai împreună vom putea ajunge cu evanghelia la lumea care are nevoie de ea pentru Domnul nostru Isus Hristos. Alone we'll never make a difference. Singuri nu reușim. But when we work together. Dar când colaborăm. Ministry with ministries. Lucrare cu lucrare, lucrător cu lucrător. We can reach the world. Atunci putem atinge lumea cu evanghelia. God bless you. Thank Domnul you. Să vă binecuvinteze. Amin. Thank you.
Thank you, sister. It's wonderful, your song. Continuăm închinarea, dragii mei, și am vrea și să luăm aminte la anunțurile care ne pun înainte activitățile din următoarea perioadă. Eunice este gata să ni le aducă. Înainte de a spune Eunice, o să fac eu un anunț pentru membrii comitetului. Marți la 7:30 am să vă rog să fim împreună. Sunt câteva lucruri pe care noi trebuie să le rezolvăm pentru funcționarea bisericii, așa că haideți să ne vedem și să putem face și aceasta. Te rog, Eunice. Așa. O să încep cu primul anunț legat de programul din seara aceasta. Ca și până acum, vă invităm de la ora 6 la o nouă serie de dialoguri biblice. Tema de astăzi va fi despre direcția bisericii, despre rolul bisericii în societate. Titlul, probabil l-ați văzut pe afiș, Biserica încotro, între relevanță și superficialitate. Sperăm să fie un dialog bun și să învățăm ce spune Scriptura și la ce lucruri ar trebui să fim atenți și pentru care să ne rugăm. Apoi, duminica viitoare va fi duminica misiunii, să avem în vedere să ne rugăm ca Domnul să facă să fie o sărbătoare și totodată o ocazie să putem să venim împreună în rugăciune, să susținem frații care fac această lucrare. Apoi, un nou eveniment despre care am aflat este sâmbăta cealaltă, deci prima sâmbătă din luna decembrie, pe 3, la Palatul Parlamentului se organizează o sărbătoare a centenarului Bisericii Penticostale. Va fi sâmbătă, nu am încă ora de începere, dar să aveți în vedere sâmbătă pe 3 decembrie, pentru că regulile de acces sunt destul de stricte, se fac doar pe o listă pe care organizatorii trebuie să o trimită dinainte. Sunteți rugați, cei care doriți să participați, să vă înscrieți și să luați legătura cu George, să-i dați nume, prenume, să vă treacă acolo pe listă. Va fi o întâlnire în care, așa cum am avut și noi în biserică, vor fi cântece, mărturii, un mesaj și cei care doriți să aveți în vedere pe 3 decembrie. Iar apoi un ultim anunț, pentru data de 18 se planifică să avem o seară de colinde. Cred că este o ocazie bună să invităm prietenii și cunoștințele care ar fi interesați să asculte niște colinde și un mesaj și să avem în vedere pentru duminică seara pe 18 decembrie. Mulțumesc, Eunice. Vreau să adaug doar la anunțul despre Duminica Misiunii, care va fi următoarea duminică, că este și ocazia înnoirii promisiunii prin credință. Așa că în săptămâna aceasta rugați-L pe Dumnezeu, adăugând și întrebarea, Doamne, care va fi rolul meu în următorul an, așa ca Evanghelia să ajungă la oameni care n-au auzit-o. Și în ce privește susținerea financiară, care favorizează ajungerea Evangheliei acolo. Așa că Domnul să ne binecuvinteze. Haideți acum să ascultăm mesajul lui Dumnezeu. Adi este gata aici, așteaptă cu nerăbdare să ne aducă mesajul Domnului. Domnul să-L îmbrace cu putere și ungere de sus. Vă invit să vă ridicați și dumneavoastră pentru scurt timp de la Luca, de la capitolul 7 cu versetul 11. Aș vrea să dau o citire pasajului din care vă voi vorbi. În ziua următoare, Iisus se ducea într-o cetate numită Nain. Împreună cu El mergeau ucenicii Lui și norod mult. Când s-au apropiat de poarta cetății, iată că duceau la groapă pe un mort, singurul fiu al maicii Lui, care era văduvă, și cu ea erau o mulțime de oameni din cetate. Domnului, când a văzut-o, i s-a făcut milă de ea și a zis, nu plânge. Apoi s-a apropiat și s-a atins de raclă. Cei ce o duceau s-au oprit. El a zis, tinerelule, scoală-te, îți spun. Mortul a șezut în capul oaselor și a început să vorbească.
Iisus l-a dat înapoi maicii lui. Toți au fost cuprinși de frică, slăveau pe Dumnezeu și ziceau: un mare proroc s-a ridicat între noi și Dumnezeu a cercetat pe poporul său. Vestea aceasta despre Iisus s-a răspândit în toată Iudeea și prin toate împrejurimile. Amin. Mulțumesc. Ocupați locurile. Am să vă vorbesc în dimineața aceasta despre puterea Domnului Iisus. Și deseori în relația noastră cu Dumnezeu experimentăm această putere într-un mod miraculos. Ea în permanență ne însoțește, dar o vedem specială când în viața noastră apar probleme de netrecut. Și atunci se evidențiază puterea lui Dumnezeu. Iată și acestea. Circumstanțele nefaste prin care trecem ne ajută să vedem puterea lui Dumnezeu până la urmă. Și trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu și pentru aceste creuzete în care se făuresc experiențe minunate cu Dumnezeu. Dar ce se întâmplă atunci când vedem puterea lui Dumnezeu departe de noi, când credem că ea se lasă așteptată, când cerem intervenția lui Dumnezeu și credem că am depășit acea limită în care sau până la care Dumnezeu putea interveni în siguranța noastră? Cetatea Naim se află între Sunem și Endor. La Sunem, Elisei învie pe fiul Sunamitei, născut prin făgăduință profetică, dar care murise subit. Iar la Endor, duhul morților este invocat de vrăjitoare și apoi de Saul. Iisus se află în acest domeniu ca autoritate absolută și demonstrează că prin puterea sa are acces în realitatea spirituală vizibilă și deopotrivă în cea invizibilă. Iisus, când se apropie de Nain, vede acolo o mamă îndoliată, o văduvă în agonia durerii. Și Scriptura zugrăvește imaginea văduvei și a orfanului ca cei care sunt cei mai oropsiți dintre oameni. O durere dublă avea această femeie, lipsită și de singurul ei fiu și văduvă, lipsită de soț care constituia pentru ea și un suport social raportat culturii din vremea respectivă. Iată-o acum condamnată sărăciei, insecurității. Ce se va face ea? Cine o va mai ajuta de aici încolo? Când Dumnezeu a intervenit miraculos în experiențele noastre cu copiii din biserică, am vorbit cu Cristi Matei de la Radu și i-am spus: măi, Dumnezeu ne-a păzit o fetiță care a căzut de la etajul 2 la un centimetru 2 de beton și a vindecat-o. Și spuneam experiența noastră. Zice, și la noi în biserică a căzut un copil de la etajul 2 și a murit. N-am mai avut ce să zic atunci. Și Iisus are ce să spună și în situații de felul acesta. Ce se întâmplă după ce copilul moare? Ce se întâmplă în situații în care oamenii nu mai pot face nimic? Femeia aceasta își ducea singurul ei fiu la groapă și tot ceea ce făcea atunci era să pregătească acea înmormântare. Interesant că Iisus a zăbovit intenționat când Lazar a fost bolnav. Tocmai pentru ca acea limită să fie depășită. Și chiar îi spunea Maria: oh, dacă era aici, știm cine ești, ești un proroc venit de la Dumnezeu, mai puteai face ceva, se vindeca fratele nostru, știm că ai putere, am văzut puterea lui Dumnezeu manifestată prin mâinile tale, Lazar putea fi salvat, dar nu ne supărăm, ești prietenul nostru, ai avut și tu probleme, poate nu ți-ai dat seama cât de gravă a fost situația. Și Iisus îi spune: fratele tău va învia. Zice, da, la învierea de apoi, știa Scripturile. Zice, nu, dacă ai credință, fratele tău va învia.
Interesant e că și Iona a avut o experiență similară când corabia în care era a fost învăluită de furtună, de valuri și în cele din urmă ajunge să fie aruncat peste bord și înghițit de acel pește. El numește acel loc locuința morților, fundul adâncului. Doar că, într-un mod paradoxal, această locuință a morților l-a scăpat. Așa a fost și în cazul lui Lazar. Moartea pe care a experimentat-o a constituit pentru ucenici, în special și pentru ceilalți care au fost de față la acea înviere, o dovadă că Iisus este autoritate, că Iisus este cuvântul lui Dumnezeu venit din cer. Și poate și noi avem rugăciuni puse la dosar și așteptăm intervenția lui Dumnezeu, dar pare de multe ori că unele dintre acelea mai stringente nu au primit încă răspuns din partea lui Dumnezeu. Avram, Isaac și Iacov au avut neveste sterile. Și totodată promisiunea că ei vor ajunge să se mulțească ca și stelele cerului și ca nisipul de pe țărmul mării. În cele din urmă, farisei se lăudau în fața lui Iisus că sunt fii ai lui Avram. Și Dumnezeu l-a binecuvântat pe Avram și i-a făcut această promisiune, vei avea un copil. Și a tot așteptat Avram până a îmbătrânit, de a fost rupt de bătrânețe. Că și Scriptura spune că dintr-un om aproape mort, uite ce seminție frumoasă a ieșit. De ce Dumnezeu de multe ori depășește această limită a așteptării noastre pentru intervenția sa? Noi învățăm atunci un lucru prețios care ne ajută pentru celelalte provocări care ne stau în față, că Dumnezeu acționează întotdeauna la momentul potrivit. Iisus a spus ucenicilor, mă bucur că n-am fost acolo pentru voi, ca voi să credeți, referitor la experiența cu Lazar. Iisus a ajuns în Nain tocmai în ziua morții acestui tânăr. Dacă era o zi mai devreme, da, poate în gândirea ucenicilor era acea speranță pe care o aveau ca tânărul acesta să fie tratat de Domnul, să fie vindecat. Dumnezeu nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii. Așa a fost și în cazul răstignirii lui Hristos. Când totul părea pierdut, când părea că injustiția a biruit, iată-L aflat în locuința morților pe Domnul, stăpân și acolo. Odată cu învierea sa a fost demonstrată puternic în fața tuturor autoritatea Domnului Iisus. Asta a fost și în cazul lui Iosif, când cu acel vis pe care l-a avut a ajuns în închisoare și acolo părea uitat de Dumnezeu și parcă auzea în urechile lui râsul fraților lui, pașii pus Iosif, vise frumoase. Dar într-un mod minunat, la momentul potrivit, toate piesele de puzzle s-au aranjat și acesta a ajuns vicerege alături de faraon. A ajuns la cârmuirea împărăției. Dumnezeu se mișca în timpul său. Puterea Domnului Iisus reprezintă autoritatea ultimă, finală din univers. Domnul Iisus a vindecat orice boală și orice neputință cu care a intrat în contact. Care medic poate avea toate specializările? Și bolnavii se vindecă parțial, le trebuie timp. Aceștia cu care intrau în contact cu Domnul se vindecau instantaneu. Puterea Domnului a fost autoritate de plină și față de acei demoni pe care ucenicii n-au putut să-i scoată decât cu post și rugăciune.
Și Iisus face aici o analogie, spunând că cel tare care își păzește casa trebuie să fie biruit mai întâi, ca acea casă să poată fi invadată de hoți, de cotropitori. Și arăta prin asta că el poate birui orice forță a întunericului. Așa, în acest moment, vedem cortegiul funerar care venea dinspre cetate, aproape de zidul cetății, și care se întâlnește cu convoiul în care Domnul Iisus era. Așa se întâlnește alaiul vieții cu alaiul morții. Și aceasta este o anticipare, experiența aceasta, imaginea aceasta pe care o vedem aici, când și în cele din urmă, cei aflați în viață vor fi surprinși de venirea Domnului Iisus, iar aceștia nu o vor lua înaintea celor adormiți. Aceste grupări de credincioși se vor uni sub autoritatea deplină a Domnului lor, Iisus Hristos. Iisus se atinge de raclă și determină în acel moment oprirea convoiului mortuar, hotărât în acel moment să-i schimbe direcția și a și schimbat-o. Era atât de plină de putere întâlnirea respectivă încât moartea a început să dea înapoi. Cea mai gravă formă de contaminare ritualică era atingerea de un mort sau de obiectul atins de acel mort. Asta pentru că moartea avea putere asupra oamenilor, dar în fața Domnului nu avea nicio putere, el nu se putea contamina. Și cuvintele Domnului Iisus au fost rostite atunci, acestea care au fost pentru tânăr duh și viață. Interesant că Iisus vorbea cu mortul: tinerelule, scoală-te, îți spun. Și imediat a revenit duhul de viață în trupul neînsuflețit al băiatului și a stat în capul oaselor. N-avea în momentul acela al învierii niciun țesut deteriorat. Nici Elisei, nici Ilie nu puteau vorbi cu morții. Ei interveneau înaintea lui Dumnezeu pentru învierea morților. Iisus vorbea cu mortul pentru că glasul lui putea fi auzit cu ușurință și în șeol, și în locuința morților. Domnul este Domn peste moarte. Când a vindecat, Iisus a folosit diferite metode, unele neconvenționale, când i-a pus, spre exemplu, orbului tină pe ochi, făcută din scuipat și țărână, dar întotdeauna când a înviat din morți pe cineva, a vorbit direct mortului. Și asta însemna că mortul auzea fiecare literă pe care Domnul a enunțat-o, în expresiile pe care li le-a adresat. Așa va fi și în momentul când Domnul ne va striga, vom răspunde instantaneu glasului său, îl vom auzi și spune Scriptura la o clipită, care este considerată cea mai rapidă mișcare a organismului, vom fi înviați pe deplin. Iudeii știau bine că plata păcatului este moartea și deja făceau niște calcule aici, cei care erau de față și care urmăreau și care îl pândeau pe Domnul. Cine este acesta care vine cu ceva la schimb pentru moarte? Cine este acesta care are autoritate în fața morții, care poate porunci morții să se dea la o parte? Istoria relatează că atunci când tânărul prinț Buddha a văzut și el un convoi mortuar, a fost cuprins de milă, de compasiune. Și cei apropiați au consemnat asta ca să-l prezinte într-un tablou favorabil. Dar Iisus se apropie de această femeie și îi adresează cuvinte de mângâiere care nu sunt sterile, ci care comportă
autoritatea și puterea învierii sale. Ce deosebire dintre Iisus și Buddha. Iisus este învierea și viața. Cum vedem noi acest obstacol al morții? Că privim spre această prăpastie pe care nu putem trece și Iisus a spus că dincolo nu se poate trece. Și Iisus a spus așa, cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. El, prezența sa este deplină și în acest tărâm al morții. Este omniprezent Hristos și pentru El nu este nicio problemă să treacă prăpastia încolo și încoace ori de câte ori vrea. Interesant este că această putere a Domnului Iisus, care este și deplină, care reprezintă autoritatea ultimă finală din univers, este îngemânată cu iubire. Misiunea Domnului Iisus nu implica neapărat aceste acte de generozitate manifestate față de oamenii din popor. El avea o misiune clară, fixă, să plătească vina păcatului nostru, să trateze problema păcatului omenirii. Totuși, el nu trece alături ca și preotul și levitul, ci se oprește lângă cei copleșiți de suferință. Ceea ce mi se pare uimitor este ce scrie în Isaia 35. El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui. Trecem fugitiv peste acest pasaj pentru că asociem aceste suferințe cu păcatul nostru, ceea ce este și corect, dar suferințele sunt distincte. El a luat păcatul nostru, dar și suferințele noastre. Era poate suficient să ia doar păcatul nostru și consecințele să le trăim pentru foarte mult timp. Dar Domnul este acel care limitează răul, păcatul și consecința lui. El va șterge orice lacrimă din ochii lor, spune Scriptura, dar cu ce preț? Iisus predica mila într-un mod faptic. În Isaia 54, cu 15, avem scris, pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul oștirilor, care are milă de tine. Respectiv, această milă pe care Domnul o are față de noi nu este determinată de atitudinea noastră. El are milă pentru că El este dragoste. Indiferent dacă noi prin starea noastră îi furnizăm sau nu informații prin care mila să fie declanșată în inima lui Dumnezeu. El iubește, El are milă, pentru că așa este Dumnezeu. Și un verset în Psalmul 121 spune, Domnul este păzitorul tău, Domnul este umbra ta pe mâna ta cea dreaptă. Am citit, am știut dimineață despre acest verset și mă gândeam cumva să vă spun o idee de aici despre umbra aceea a lui Dumnezeu. Când trece Dumnezeu pe lângă noi, vedem umbra, noi nu-L vedem în mod direct, dar iată că ceva tot simțim din prezența lui Dumnezeu. Și când am citit mai bine, am văzut umbra ta pe mâna ta cea dreaptă, scris. Cu alte cuvinte, Dumnezeu se apropie atât de mult de noi. Atinge faptele noastre, lucrează prin viața noastră. De asta multora le e ușor să confiște slava lui Dumnezeu rezultată în urma intervenției sale față de noi. Și vedem aici că Iisus resimte profund durerea acestei văduve disperate și îl face să se înfioare în Duhul Lui. Și după ce îl învie, îl dă înapoi Maicii Lui. Putea să-l rețină pentru el, să-i fie un slujitor devotat, avea deja dreptul de proprietate, de asta și spune că îl dă înapoi Maicii Lui. În momentul acela era al lui. Și totuși, vedem aici bunătatea, dragostea Domnului față de oameni.
Și observăm că autoritatea pe care Domnul o are nu îi limitează dragostea desăvârșită. Mulți devin insensibili când primesc putere, când ajung la putere, alții ajung foarte ocupați cu treburile lor și nu mai pot să simtă lângă alții. Dar doar atunci când ne deschidem inima, putem să deschidem și inimile altora. Petru la Rusalii spune Scriptura că a vorbit din inimă și mai spune apoi Scriptura că a străpuns multe inimi prin cuvântarea pe care a adus-o în fața mulțimilor. Gehazi nu l-a putut învia pe fiul Sunamitei punând bâta pe fața lui, toiagul. Elisei a procedat diferit, i-a transmis mortului din căldura lui personală. O credință moartă aduce o religie moartă. Și apoi, în ultim gând, această putere a Domnului Iisus este revelatoare. Frica și glorificarea lui Dumnezeu sunt reacții naturale ale oamenilor care participă la demonstrații de forță ale lui Dumnezeu. Dar când este manifestată puterea Domnului Iisus, oamenii descoperă informații prețioase pe care le corelează cu tot ceea ce a spus Domnul până în acel moment. Și înțeleg oamenii din această experiență că Dumnezeu îi cercetează, că Dumnezeu le adresează un mesaj al iubirii, că El stăpânește totul. Și ei au spus, Dumnezeu a ridicat un mare profet. Fac diferența, oamenii aceștia, între profeții mici și profeții mari, pe Iisus categorisindu-L la rangul de profet important al Israelului, alături de Ilie și Moise. Și interesant că în reacția aceasta a oamenilor, ei nu L-au slăvit pe Allah sau pe Buddha, ci pe Dumnezeu. Au simțit prezența lui Dumnezeu întrupată în persoana Domnului Iisus Hristos. Și au spus oamenii aceștia, Dumnezeu a cercetat pe poporul Său. A fost o împlinire a unei vechi promisiuni din Deuteronom 18. Și în privința aceasta, dragii noștri, vă încurajez să puteți vedea în intervenția lui Dumnezeu binecuvântarea la momentul potrivit. Așteptați-o. Niciodată nu se lasă așteptată. Atunci când venim cu credință înaintea Lui și când ea vine, putem să ne dăm seama că a venit la momentul potrivit. Primiți acele provocări din partea lui Dumnezeu când Dumnezeu nu vă acordă un răspuns imediat și credeți că în acel moment se făurește și mai vizibil puterea lui Dumnezeu manifestată în intervenția de care veți avea parte. Și Dumnezeu vă va întări mult credința, astfel că veți putea lua o agendă și vă veți putea scrie acolo experiențele personale cu Dumnezeu și cum Dumnezeu v-a lăsat la limită și poate dincolo de limită și totuși a intervenit favorabil în dreptul dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Thank you.
Ce mare binecuvântare este să nu-L întâlnim pe Domnul doar aici, ci să știm că putem pleca de aici în prezența Lui, binecuvântați de El. Nu m-am gândit că mesajul lui Adi ne va spune că în cea mai grea clipă pe care ne-o putem imagina, dacă se întâmplă ca cineva să moară, acolo să-L întâlnești pe Domnul, El să fie lângă tine și să nu treacă pe alături. Haideți acum să ne bucurăm de faptul că putem pleca cu El. Să-i spunem, Doamne, te rog, însoțește-mă. Aș vrea să ne rugăm împreună, de aceea îl invit pe Emanuel aici la microfon să unească rugăciunea noastră. Tatăl nostru, îți mulțumim pentru ceea ce ne-ai vorbit în această dimineață. Îți mulțumim pentru că ne-a adus aminte și de cei care au nevoie de ajutorul Tău. Îți mulțumim pentru eforturile care au fost făcute de membrii bisericii, de misionari, de toți lucrătorii și de toate organizațiile implicate în ajutorarea celor din Ucraina. Îți mulțumim și pentru aceste mărturii ale Harului Tău, pentru cei care s-au întors la Tine ca urmare a acestei lucrări. Îți mulțumim, Doamne, și pentru lucrarea pe care o fac tinerii, îți mulțumim pentru slujitori, pentru cei care proclamă cuvântul și îți mulțumim și pentru că ne-ai adus aminte de faptul că Tu intervii în mod miraculos atunci când avem nevoie de Tine. Îți mulțumim pentru toate acestea și dorim să le luăm cu noi, Doamne, și să păstrăm în inima noastră și să fim zidiți de aceste mărturii ale credincioșiei Tale. În numele Lui Iisus ne-am rugat. Amin. Fiți binecuvântați de Domnul și îndrăsniți, pornind din casa Domnului, să spuneți oriunde v-ați aflea, Domnul este aici. Sunt binecuvântat să-L am alături. Domnul să fie cu voi.